Asta este la răstignire. Chiar dacă acei preoți au avut liber arbitru și puteau să nu ceară răstignirea mea, totuși era predestinat acest sacrificiu, deși nu erau predatori, dacă oamenii aveau inima deschisă, oamenii, mă refer la preoți, că ei erau cei posedați, nu popor. Deci exista posibilitatea ca acei preoți să-și deschidă mintea și inima, să primească Duhul Sfânt și să mă recunoască ca fiind Hristos, ca fiind Mesia, și să nu aibă loc răstignirea. Dar datorită păcatelor omenirii a fost, se pare, necesar acest sacrificiu și diferența dintre misiunea de atunci și misiunea de acum este total diferită, pentru că acum nu mă mai lasă răstignit, nu este nevoie și acest lucru l-am aflat după ce am avut șocul acelei revelații la vârsta de 21 de ani, pentru că atunci inițial am crezut că istoria se va repeta într-un fel sau altul.